Și am revenit cu ansamblarea. O să vă arăt imediat sârma pe care o folosesc. Este de 1,20 mm. Da? Este tot de la Galeria Creativ, dar are și doamna de care v-am vorbit în primele părți. Și o să o îndoim în felul acesta. Da? Deci un pic în sus. Și o să punem cu pistolul bobițe de silicon. Aștept și eu să se încălzească pistolul meu. Și o să pun aici în vârf. Da? Felul acesta. Iar acum o să dau cu bricheta mea să încălzesc, da? Și o să pun felul acesta bobocei, da? Bobocei din aceștia mici. Aștept să se lipească acești doi bobocei. Mai am încă 3 de pus, da? Deja s-a întărit. Am pus acești 3 bobocei, da? Acum, 2 bobocei din aceștia îi las deocamdată. O să vă arăt imediat ce o să fac cu ei. Merg și pun acești bobocei. Acum pun pe capăt, jos de tot. Îl încălzesc. Îl iau de vârf și îl pun aici. Acesta îl desfac. Încălzesc siliconul și îl pun din nou. Felul acesta. Da? Vreau să arate foarte frumos, observați. Aștept un pic să se usuce. Da? Acum voi pune din cei mari și voi pune 3 bucăți. O să pun un pic mai mult, da, pentru că aceștia sunt mai mari. Cum punem în continuare. Numai că o să punem într-un fel diferit acum. Vă arăt imediat cum. Punem unul din spate în față, în felul acesta.
și pe partea aceasta voi veni cu încă unul. Deci în felul acesta. Da? O să mai pun aici un pic de silicon să întăresc, da? Felul acesta. Vreau să vină, da? Acum, aici în capăt, de tot, voi face în felul acesta. Voi ține în sus, voi pune aici și aici. Imediat vă arăt cum fac, da? Îl încălzesc. Iar acum voi pune bobocii mei. În felul acesta. Da? Aici, unde am pus pe acesta, pe partea aceasta și pe partea cealaltă, voi face același lucru. Pentru că o vreau foarte, foarte bogată, da? Deci eu vreau să fie ceva deosebit. Și în partea aceasta. Acum o să țin un pic de aici. Ei, uitați, acum are alt. Observați, se vede altfel acum. Și mai avem 3 bobocei. Aceștia. Da. Punem pe primul. Acum s-a încălzit, nu mai e nevoie să-l încălzesc cu bricheta, da? Al doilea, da? Și al treilea. Vedeți cum am pus? Acum o lăsăm un pic, o sprijinim și mergem la cei 2 bobocei ai noștri. Avem acești 2 bobocei, da? Pe care o să-i ridicăm în felul acesta în sus. Și avem și 3 flori, da? Uitați în felul acesta, da? Și o să facem în felul următor. Pe aceasta, pe prima, pun aici silicon. Da? O să o trag pe următoarea peste, da? S-a dus pe partea cealaltă, nu e nicio problemă, că o să lipesc una într-o parte, una într-o parte și una pe partea aceasta.
uitați așa, vor fi puse una lângă alta, da? O să încălzesc acum un pic cu bricheta și le mai apropii un pic cu pensa, da? Ca să le prind foarte, foarte bine. Le-am prins. Și s-au lipit foarte, foarte bine. Acum le las deoparte, da? Și iau și cei doi bobocei. Și o să pun unul pe o parte, unul pe o parte. Deci ceva de genul ăsta, unul pe o parte, unul pe o parte. Mai întâi de să-i lipim, că văd că sunt grei și nu vor să stea. O să punem aici silicon. La acesta. Și pe partea cealaltă, tot în această zonă, pun silicon și o prind și pe cea de-a doua. Da, acum s-a dezlipit și prima. Nu e nicio problemă că facem altfel. Da, le-am lipit în jos, deci trebuie să le aduc în sus. Nu vor să se lipească, dar îi lipim noi imediat, că nu e după ei. O să îndrept aici un pic. Așa. O să încălzim. S-au dezlipit și aceștia. Am tras foarte tare de ei și s-au dezlipit, dar îi lipim noi imediat. Așa. Iar acum o să vă arăt imediat ce o să fac. Mai întâi lipesc aici între ei. O să pun un pic de silicon pe partea cea verde, da? Și o să încerc să-i lipesc între ei. În felul acesta. Uitați. Dar vreau să-i mențin tot așa rotunds frumoși, da? Acesta. Iar aici o să lipesc din nou acești doi boboci. Așa.
Da? Acum mergem cu următoarele flori, dar o să vă arăt ce facem în primul rând. O să luăm hârtia noastră mai îngustă și o să facem în felul următor. O să dăm aici cu fir, cu această hârtie, da? Deci o să dăm cu partea din interior, da? Și o să tragem un pic de ea. Doar până aici o să dau și mă întorc înapoi. Felul acesta. Deci nu mă duc mai departe să dau pe acei bobocei, da? Pentru că o să-i dărâm pe toți, o să-i dau jos dacă fac treaba asta. Și mă duc până aici, unde o să prind și florile mele. Cele trei flori, da? Rup hârtia mea. Iar aici, în curba aceasta, o să vin și o să prind cele trei flori. Dar și pe acestea mai întâi o să le dau cu hârtie. O să vin aici sus. Da, o să încerc un pic să nu fac în fața camerei pentru că n-am poziție și nu vreau să se dezlipească, da? Așa. Am fixat-o foarte bine aici. Este greu la cameră și nu vreau să nu se lipească, da? Acum vin aici și o să trag de aceste flori, da? Felul acesta. Dar o să pun aici silicon de aici până aici. Ca să se lipească foarte bine și țin, da? Apăs felul acesta. Iar acum vin peste, deasupra și dau cu hârtia mea, da? Felul acesta, trag ușor de ea. Vedeți că mi s-au sucit floricelele pe partea cealaltă. Dar nu e o problemă, că le aranjăm. Așa. Da, deci venim cu această hârtie. O să scot pistolul să nu mă prind. Venim cu această hârtie pe margine. Acest fel. Acum, o să o rup aici, ajunge cât am dat cu aceasta mică, da? Observați, aceasta este floarea mea. Iar acum, dragele mele, mă duc și iau hârtia mai mare. Aceasta.
tot pe partea din interior, deci cu aceasta din interior o să lipesc. Mă duc de aici de sus și o fixez foarte, foarte bine. Aceasta este mai lată, da? Și vom merge și vom prinde și frunza noastră mai jos. Să vedem cam unde. Mai jos un pic. Mă duc și prind și frunza mea. Felul acesta. Duc mai jos. O să o fixez la fel un pic. Fără trebuie să și tragem în același timp și floarea noastră fiind grea, pentru că să știți că este grea floarea. Cred că are nevoie de o susținere mult mai solidă. O să mai iau o sârmă. Dragele mele, eu am un bețișor de la o floare din lemn, uitați, da? Și o să-i pun acest bețișor. Imediat vă arăt unde. Am să prind un pic această frunză. Așa. Iar acum mă duc din nou din partea de sus, cam de aici. Da? Deci imediat după floare, unde se îndoaie, da? Unde vine spate. Am luat scoci și îi ofer o prindere și un pic cu scoci în anumite locuri, nu peste tot, în anumite puncte. Se oferă un pic de stabilitate, da? Aici, la frunză. Iar în felul ăsta, da? Până sus aici la frunză. Deci până aici. Și aici. Acum ne ducem la banda noastră, da? Deci am rămas aici sus. Acum
acum nu mai alunecă, dăm frunza în jos și tragem ca să o legăm foarte, foarte bine, iar acest băț, să știți că îi dă și susținere. Este foarte bine acum. Ridicăm frunzulița în sus, trecem peste ea cu hârtia noastră în felul acesta. Trebuie să trageți un pic de ea, să știți, să vă ofere lipici peste, da? Și aici la capăt. Și mai venim o dată până în jumătatea ei cu această. În zona frunzei am venit eu, în felul acesta. Da? Dați așa aici. Da? Și acum o să tai această sârmă, uitați, cu șfițul, exact în zona de aici. Iar acum se iau pensa și o să o aplec ușor. Uitați, floricica mea. Da? Eu sper să vă placă, dragele mele. Pentru mine este un vis împlinit, pentru că îmi doream de mult să fac această floare și nu aveam așa o viziune, dar acum chiar sunt mulțumită de ce a ieșit. Uitați ce drăguță este. Da? Eu sper să vă încânte să o lucrați. Sper că este reușită. Da? După atâta muncă. Da? Aceasta este frezia noastră Acapulco. Dacă vreți, voi puteți să-i faceți și în mijloc cu galben. Eu nu i-am mai făcut. Eu am vrut-o să fie simplă. Această floare, da? Puteți să mai aranjați voi petalele, bobocei, da? Să arate ea cât mai impecabil. Materiale v-am spus de unde puteți să vă cumpărați, deci spor la lucru să aveți. Și să ne întâlnim cu următoarea mea surpriză, da? O altfel de floarea Paștelui. O lalea imperială deosebită. Vă promit. Să ne revedem cu bine la următorul tutorial și să aveți o seară binecuvântată alături de cei dragi vouă.